Monsignorul Ghica, martor al unității. Unitatea ai care martor extraordinar a fost Monsignorul Vladimir Ghica are o dublă natură. Unitatea religioasă, adică ecumenică, și unitatea culturală. Aceste două tipuri de unitate sunt, de fapt, foarte asemănătoare și formează o unitate spirituală în care era adânc în rădăcina sufletul lui Vladimir Ghica, un suflet complet până la sacrificiul suprem la jinală. Papa Pius XI-lea spunea că Vladimir Ghica era marele hoinar apostolic al secolului 20. Acest aspect al personalității lui extraordinar era născut și s-a manifestat de-a lungul întregii sale existențe. El nu s-a născut, de fapt, în România, ci la Constantinopol, cea de-a doua Romă, unde erau încoronați domnitorii români, strămoșii săi. A crescut în Franța, pământul străbunilor lui din partea mamei. A trăit o lungă perioadă la Paris și la Roma, și a fost foarte strâns legat de Italia. A activat până la moarte pe teritoriul românesc, de care stirpea sa domnească, domnească, era strâns legată prin relații istorice și misiuni regale. Adăugam apoi experiența sa la Salonic, unde a înțeles semnificația carității. Pare să reparcurga itinerariul Sfântului Pavel, modelul tuturor pelerinilor din Evanghelie. Într-o epocă în care călătorile erau foarte dificile și obositoare, a mers la Sydney, Cartagina, Tokyo, Dublin, Buenos Aires, Manila, Budapesta, Bruxelles, Varsovia, Copenhaga, iar apoi în misiune în India și în China. Ghica parea că dorea să îmbrățișeze lumea. Jacques Maritain l-a descris în tonul înțelept, dar și amuzante, astfel, citesc. Disponibil la orice apel, care teme slujba sufletelor, Monsignor Ghica era mereu în călătorie, dimineața în Congo, la prânz la Buenos Aires, la ceaiul de la ora 5 la Tokyo. Dar ce spun? Iată la Calcutta și apoi la Melbourne. Această disponibilitate surprinzătoare este aspectul mobil al unei bunătății fără margine. Vladimir Ghica a fost un om în slujba întregii umanități, pentru că era îndrăgostit de Hristos, dar mai ales pentru că a fost un european autentic, european. În acea Europa care era poate mai mult decât acum un ansamblu unic și irepetabil de civilizație și cultură armonizat cu mesajul creștin, deși corpul mistic al lui Hristos era divizat deja de câteva secoli. Născut ortodox și frecventând de mic până și cultul reformat, el știa acest lucru și și-a împlinit cu modestie și dragoste conversiunea, trecerea sa la credința catolică, fără să uite conceptul și datoria de caritate, caritas, care depășește, si anulează orice diviziune socială și religioasă. Caritatea și dragostea au fost instrumentele prin care Monsignorul Ghica a realizat un dialog autentic, mai întâi social și apoi spiritual, și deci unitate solidă în diversitatea dintre biserici. La București, el îi ajută și persoanele de rit ortodox, iar gesturile concrete ale carității constau într-o unică liturghie, catolică și ortodoxă, bazată pe iubire gratuită și mărturie autentică. Așadar, el a promovat și unitatea liturgică, liturghia carității. Monsignorul Ghica descrie astfel această liturghie
specială. Citesc. Dubla și misterioasă liturghie. Săracul îl vede pe Hristos venind spre el sub forma celui care îl ajută. Iar binefăcătorul îl vede însărcinat pe Hristos venind și asupra care se înclină. Dar tocmai de aceea este vorba de o unică liturghie. De fapt, dacă gestul este dus la bun sfârșit așa cum trebuie, de ambele părți se află tot Hristos. Hristosul Salvator vine către Hristosul suferind, iar ambii se reintegrează în Hristosul renăscut, glorios și binecuvântător. Chiar și vocația lui sacerdotală a fost legată de această unitate. Când a fost numit sacerdot în 1923, la vârsta de 50 de ani, Papa i-a permis apartenența atât la ritul latin, cât și la cel oriental. Imaginea aleasă pentru a aminti apartenența sa îl reprezintă pe Sfântul Iosafat, martir și apostol al unității între Biserica din Orient și din Occident. Ea pe verso era o rugăciune care imploră lui Dumnezeu acel dar al unității. Cu spirit ecumenic aprins, Ghica obișnuia să spună că trecuse la catolicism tocmai pentru a fi un bun ortodox și una dintre dorințele sale era ca cele două biserici, respectiv cea ortodoxă și cea catolică, să se unească. Neobositul Maiar Apostolic, care a călătorit multe, la sfârșitul vieții sale, nu a vrut să se îndepărteze de persecutorii țării. A rămas la București, așa cum Petru și Pavel au rămas la Roma, pentru că Hristos era chiar acolo și alături de el avea să rămână. Ghica nu putea accepta ca Iisus să se sacrifice în locul său, ci a acceptat astfel crucea până la capăt. Domne, o ales. Precum apostolia a vrut să rămână până la capăt acolo unde îi conduseze viața, la jilava, slujitor suferind, pelerin al spiritului, martor convins al unității, caritații și astfel iubite de Dumnezeu, pentru că și-a jertfit viața pentru